Hackerii de la Killnet amenință că vor continua atacurile asupra instituțiilor din România, iar următoarele principale ținte sunt redacțiile de știri, după cum arată o discuție de pe Telegram a membrilor grupării. Deja Guvernul României a luat amenințarea în serios. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a emis un comunicat în care recomandă monitorizarea și să se ia toate măsurile pentru protejarea site-urilor. Practic, aceste atacuri supra-solicită, ca să spun așa, serviciile legitime ale site-urilor web, făcând foarte multe accesări pe adrese diferite. Judecând după tehnicile, tacticile și procedurile pe care acești atacatori le-au arătat până acum, nu putem conchide că ar putea avea loc atacuri mai grave. Chiar și așa, specialiștii spun că această posibilitate nu este exclusă. Din informațiile pe care le avem până în acest moment, nu există semnalmente că ar putea să facă mai mult, însă asta nu este o garanție. Având în vedere că tool-urile, instrumentele care pot genera atacuri informatice uneori sunt disponibile în mod liber pe internet, este foarte posibil ca aceste atacuri să escaladeze. Atacul a fost revendicat de un grup de hacker pro-rus numit Killnet. Aceste tipuri de atacuri fac parte din ceea ce se numește hacktivism, adică atacuri cibernetice motivate politic sau ideologic. Ei, practic, judecând după canalul lor de pe Telegram, ei sunt o grupare care susține politica Crebunului. Tot pe canalul lor de Telegram, hackerii au postat o listă de site-uri web din România, care, spun ei, vor fi în aceste zile noi ținte ale atacurilor de tipul Distributed Denial of Service. Despre atacurile cibernetice la adresa presei și nu numai, specialiștii sunt de părere că asigurarea site-urilor prin programe speciale este absolut necesară în această perioadă. Faptul că s-ar putea îndrepta asupra unor instituții de presă n-a spune că e o noutate, s-a mai întâmplat. E nevoie de antivirus și e nevoie de mare atenție la accesarea unor platforme și, de asemenea, e nevoie de o revizuire a felului în care ne lăsăm datele personale în diferite device-uri sau în grija diferitelor aplicații. Și asta pentru că, cel mai probabil, atacurile vor continua. E posibil ca în perioada următoare multe alte site-uri, nu numai de știri, cum spuneam, ale unor instituții din România, să se trezească atacate la modul la care vom vedea afișându-se pe aceste site-uri fie sloganuri slăvind poporul rus, fie sloganuri în care să fie tot felul de măscări postate pe astfel de site-uri. Primul site atacat de pe lista hackerilor a fost chiar al Poliției Române, care în colaborare cu experți în domeniu a remediat situația apărută și a restabilit accesul publicului la site-ul instituției. Mai apoi afectate au fost site-ul jandarmeriei și ghiseul.ro. Chiar și portalul Directoratul Național de Securitate Cibernetică a căzut pradă hackerilor ruși, dar și site-urile Ministerului Apărării, Poliției de Frontieră, CFR și PSD.